Bună ziua! Am să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației la ședința de astăzi. Și înainte de a da citire la ordinea de zi, aș vrea să supunem spre aprobare proiectul de hotărâre numărul 23 pentru alegerea președintelui ședință pentru trimestru 4. Am stabilit că doamna Bărbon Mirica n-a fost președinte, n-a făcut obiectul acestei funcții. În urmare, este propusă pentru următorul trimestru, adică următoarele 3 luni, la sfârșitul anului, ca să ocupe funcția de președinte de ședință. Dacă sunteți de acord cu propunerea, vă rog, cine este pe urmă? Abținere împotrivă, mulțumesc, doamna Bărbon, vă rog să vă prezentați la post. Să dați citire ordinii de zi și să o supuneți spre aprobare. După care, trebuie să ne Proiectul numărul 84, din 21-10-2021. Aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Proiectul de hotărâre numărul 85, privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Corbasca pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor și a Societății Comerciale Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 3-11-2021. Proiect de hotărâre numărul 86 din 26-11-2021 privind aprobarea unui număr de 125 de echipamente de colectare cu bele pentru extinderea capacității de colectare a deșeurilor comunale și formularul contractului de asociere. Proiect de hotărâre numărul 87 privind aprobarea modificării anexei Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare numărul 555 din 2006, din 29-11-2010. Proiect de hotărâre numărul 88 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbasca de Bacău pentru anul 2021. Proiect de hotărâre numărul 89 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență sau de reprezentare juridică. Proiect de hotărâre numărul 90 din 21-10-2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții în ființare, sistem de canalizare în Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 91 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții amenajare, poduri și podeze peste părul Băcioiu, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 92 privind aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale cu valoarea indicelor inflației aferent anilor 2018-2019-2020. Și proiect de hotărâre numărul 93 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 25 din 17-11-1999 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Corbasca. Și un proiect de hotărâre numărul 94 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurării de la bugetul local al cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiții sistem supraveghere video Comuna Corbasca, județul Bacău. Mulțumim, doamna președintă. Supunem la vot ordinea de zi. Sunteți de acord? Mulțumim. Mulțumesc, doamna președintă, pentru aprobarea ordinei de zi și o să trecem la prezentarea în detaliu a proiectului de hotărâre. Avem un număr de 3 proiecte de hotărâre care au ca obiect activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, chiar 4 proiecte sunt, pentru apă și canalizare Bacău, Adip Bacău. Și avem aici aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pe care operatorul care deservește județul Bacău le practică. Sunt niște completări la prețuri, cu actualizări vis-a-vis de ce se întâmplă pe piață în ultima perioadă. Ați putut să vedeți anexa care este la contract și cred că deocamdată pe noi nu ne afectează această listă pentru că nu e la noi operatorul încă să
opereze pe rețelele pe care noi le avem deocamdată. Proiectul numărul 85, privind stabilirea mandatului reprezentantului legal, mea strătesc îmi dați mandat mie primarului pentru a vota în ședința adunării generale a acționarilor, unde Comuna Prevască este acționar, să votăm aceste modificări pe care le-ați parcurs și vi le însușiți sau nu. Proiectul numărul 86, privind aprobarea unui număr de 125 de echipamente de colectare, asta este de la ADIS, de la Salubritate. Consiliul Județean ne trimite un model de contract prin care ne reasociem, practic. Suntem asociați cu Consiliul Județean în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate și acum ne trimite încă un contract de asociere. În urmă căruia se dezvoltă, practic, baza asta de dotare cu echipamente de colectare. Eu am avut o discuție cu domnul director de la ADIS, în urma căreia am obținut o promisiune că vor veni și vor dota fiecare cetățean cu pubele galbene în care să se facă colectare selectivă. Până la ora asta n-am primit niciun fel de sprijin, dar sper ca cele 125 de pubele pe care urmează să le achiziționăm în urma semnului contractului să fie un început și de aici să putem să începem să colectăm la, din poartă în poartă și deșeul selectiv. Proiectul numărul 87, tot de la DIB, privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, e aceeași poveste, încă nu ne atinge pe noi, dar fiind membri trebuie să le aprobăm și noi prin hotărâri Consiliul Local. La proiectul numărul 88, privind rectificarea bugetului local, dacă ați văzut referatul doamnei contabile și cred că l-ați parcurs, avem bani care intră în bugetul local, 50.000 prin hotărârea 10.088, vestita hotărâre prin care noi primim toți 50.000. Suntem îmbrăcați în uniformă de sus până jos, de la Maramureș până la Constanța și, eu știu, de la Botoșani până la Mehedinți. Cei de culoare roșie și-au primit 50.000, ceilalți au avut sume mai generoase. Așa. Apoi vin bani pe care noi am plătit din buget local la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice și acum vin înapoi ca și decontate sumele. E vorba de 1.132.000 pentru cele trei lucrări pe care le avem în derulare. Școala cu înlocuire șarpantă și dotări laborator, dispensarul cu reabilitare ce a fost la dispensar și drumurile de interes local. Și apoi am convenit că până la sfârșitul anului, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Deleman automobile, de unde trebuia să achiziționăm o autoutilitară Renault și din cauza crizei de piața componentelor electronice pentru aceste mașini nu s-au mai produs pe parcursul anului 2021 și n-am mai putut achiziționa această mașină, banii să-i mutăm la obiectivul de investiții supraveghere video pentru Comuna Corbasca, care era pe lista de investiții, dar nu era bugetat și poate până la sfârșitul anului să facem această supraveghere care nu este necesară ca lumea să vedeți că se întâmplă tot felul de lucruri. Și zic eu că ar fi un punct de la care ar trebui să plecăm, să-i vedem pe cei viteși care au curajul să fure, să facă prostii, să facă, eu știu, tot felul de gesturi care ofensează absolut orice suflă prin Corbasca, care intervin în sistemele de alimentare cu apă, deschid, închid când vor dumnealor, fără să fie autorizați, care fac acte de vandalism și tot ce înseamnă comportament necivilizat. Proiectul 89, privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, toată suflarea de personal angajat ca și primar,
a găsit că este de cuvință să atace în instanță hotărârea de guvern care alocă sume discriminatoriu. Și am făcut-o și noi. Și am găsit să contestăm, să cerem anularea acestei hotărâri în instanță, pentru că nu putem să ne uităm pe o listă de rectificare pe care unii, fără să ceară, primesc bani și noi care am cerut, primim doar 50.000, adică ce cade printre degete. E o imagine pe care eu o consider jenantă, nu prea să o practică, mai ales că banii erau din fondul de rezervă a guvernului și nu erau... Mai ales că erau de la pensii. Mă rog, nu mai contează, nu vreau să dezvolt, că nu-i treaba mea, nu sunt eu pregătit să analizez de unde și unde trebuiau să ajungă banii ăștia. Treaba pensionarilor. În momentul în care îmi trimiți o adresă prin care îmi dai voie să solicit sume pe care îl consider necesare și care au fost cheltuite din bugetul local pentru anumite lucrări spre a le cofinanța și apoi îmi trimiți doar 25% din ce cer eu, în condiții în care la alții v-am spus s-au dat bani fără să ceară un omul pe care sigur nu o să poate să cheltuiască până la sfârșitul anului, dar fiindcă termenul este foarte scurt. Și ca să cheltuiești acum sume, nu e ușor. Proiectul numărul 90, privind aprobarea de pune cereri de finanțare prin programul ăsta național de investiții, care sperăm să nu fie doar o bulă de săpun. O merge cu două proiecte de investiții aici, cu amenajare poduși și podețe și cu canalizarea pe care am mai avut-o depusă de vreo două ori până acum. Și trecem și de proiectul numărul 91, da? Cu două hotărâri de Consiliu care aprobă cererea de finanțare, depunerea cererilor de finanțare. Săptămâna asta, dacă avem timp, domnul viceprimar o să le depunem după ce domnul secretar redactează hotărârile când așa. Și să sperăm că sorții ne vor fi favorabili și o să avem, știu eu, rezultatele pe care noi le așteptăm. Proiectul numărul 92, privind aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale, în valoare indexului inflației aferent anilor 2018, 2019 și 2020. Aici avem o problemă ridicată de auditul de la Camera de Conturi Bacău. Domnul Paul a omis în acești ani să facă actualizarea taxelor și impozitelor cu indicele de inflație și s-a creat un prejudiciu la nivelul ATO-ului, sigur că da, care trebuie reparat și vom vedea, chiar dacă am fost judecați în campanie electorală că am mărit taxele și impozitele, uitați că nu le-am mărit. De fapt, abia acum trebuie să le mărim, pentru că au venit cei de la audit și au descoperit această problemă care trebuie remediată. Ea vine să meargă un pachet de observații până la emiterea deciziei, pe care o să vă prezentăm, să o aprobați sau nu în Consiliul Local și atunci veți vedea despre ce este vorba în urma controlului efectuat la sediul AT Corbasca. Proiectul 93 face obiectul aceleași discuții. Auditorii au descoperit că grădinița de la Corbasca nu fusese introdusă în domeniul public a Comunei Corbasca, iarăși a fost o omisiune. Și trebuie să reparăm cu hotărârii Consiliului Local din 99, care are ca obiect însușirea inventarului domeniului public. Asta nu înseamnă că nu o să venim, eu știu, până la sfârșitul anului poate, cu o hotărâre din nou de reîntregire a domeniului public cu toate obiectivele de, eu știu, pe care le avem pe raza UAD Corbasca, spre a fi introduse în domeniul public în urma, eu știu, unor ridicări cadastrale și a unei definiri sănătoase a obiectivelor respective. Pentru că s-a pus problema că avem contracte de închiriere, avem și lucrurile astea nu erau bine reglementate, nu erau stabilite suprafețe, cote, mă rog. Sunt lucruri tehnice pe care trebuie să le facem și atunci o să venim în fața noastră să completăm inventarul domeniului public cu toate aceste aspecte.
Proiectul 94 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, asigurarea bugetului local a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului sistem supraveghere video informat în basta. V-am spus despre ce este vorba. Era obiectiv scris în lista de investiții, nu era bugetat. Am profitat de faptul că suma aia avea să rămână necheltuită până la sfârșitul anului și am găsit că este oportun să venim în fața dumneavoastră, să vă propunem ca acești bani să fie folosiți pentru realizarea acestui sistem de supraveghere. Zic eu care o să ajute și o să fie o chestie serioasă, pentru că cei care vor veni să facă, înțeleg că sunt și autorizați de poliție, pot fi luate imagini care pot fi probe, așa. Nu mai lucrăm cu cizmele încălzate pe dos, cum s-a procedat înainte de a avea scăpat de o sărăcie de sistem care părea să fie un sistem de supraveghere și s-a dovedit a fi altceva. Acum o să vedem ceva modern, cu monitoare care o să arate secundă de secundă tot ce se întâmplă și o să fie, eu știu, înmagazinate pe CD-uri, pe stick-uri, pe ce dracu să... toate informațiile care ne interesează. Da, cam asta este ordinea de zi de astăzi. Dacă sunt probleme, vă rugăm să le ridicați, să putem să vă răspundem, să venim cu clarificări. Vă mulțumesc! Dacă doriți să vă scrieți, cine dorește să-mi scrie la cuvânt, vă stau la dispoziție cu clarificări. Urmează să achiziționăm un televizor pe care o să montăm acolo deasupra ușii, pe care o să vedeți înainte de începerea ședinței, ședința anterioară, și o să puteți să observați că tot ce este înregistrat este și scris și o să puteți să comparați și să cumpărați cele oferite. Înțeleg că de astăzi începe asfaltarea la Marvila. Trebuie să mergem să ne bucurăm și de acolo. După care o să dăm drumul la apă, să ne bucurăm și mai tare. Săptămâna asta, probabil, până vine, chiar dacă oamenii sunt supărați că le-au fost curate panourile, o să dea drumul la apă. Și la biciclete? Și noi am înlocuit între timp tot ce era de înlocuit. Am... nu trebuie verificat coloana? Nu, avem probleme. Nu le punem mai mult la putin și Dumnezeu milă. N-avem probleme. O să venim, probabil că o să ajungem săptămâna viitoare să... vreau să citim contoarele înainte de... ca să putem să facem o balanță, să vedem ce livrăm și ce încasăm. După ce începem furnizarea de apă către Marvila, să fie un echilibru onest. Adică noi am venit cu investiții care trebuie respectate și... asta înseamnă să nu fie scurgeri din rețea, de maniera în care să nu fie profitabilă investiția pe care am făcut. De aici o să dispară orice divonie legată de cine fură mai mult, cine consumă mai mult, Cărișoara sau Marvila. În tot timpul au fost discuții. Poate dă Dumnezeu la oameni să avem bani să facem și cu Bălcei și Vâlcele aceeași poveste. Vorbeam cu domnii consilieri de la Bucele că mă interesează lucrul ăsta, să fie și acolo. Și ușor, ușor ajungem la un sistem cum a fost el conceput și nu cum a fost modificat pe parcurs. Modificare care ne-a adus probleme până astăzi și încă mai generează probleme de autorizare pe la RSC, pe la Apele Române, pe la... da. Sperăm să-l punem la punct așa încât să fie și parametri legali, ca și funcționalitate, și, eu știu, eficient. Vă rog, înscrieți la cuvânt. Vă scrieți la cuvânt. Da. Hai să încep eu, ca să terminăm repede. Studiind cele 12 proiecte,
nu pot să am o obiecție, pentru că tot ce sunt prezentate în aceste proiecte sunt lucruri care trebuie realizate de către executiv, deci aprobate de Consiliul Local și rezolvate de executiv. Sunt lucruri pentru desfășurarea activități normale în cadrul primăriei și probabil sunteți în asentimentul meu să nu avem obiecții la cele 12, acum au rămas 11, când l-am aprobat, 11 proiecte, doar aș ruga de la proiectul de hotărâri numărul 93. Trebuie rezolvată problema asta a inventarului public, să nu mai fie nevoie tot să modificăm hotărârile luate de acum 12 ani și să luăm obiectiv, stradă cu stradă și să vedem cum ne includem în domeniul public al Comunei Bărbasca. Referitor la proiectul 94 cu supravegherea video, îmi pare rău când se aude că au loc niște acțiuni nedemne, acțiuni ireprobabile față de comuna asta, să te mai puși acum la furat, la... Chiar mă gândeam acum, s-au furat în 89, suntem în 2021. Eu cred că ne-au luat tot ce ne trebuie atunci, acum suntem liniștiți la gospodăria noastră să nu mai furăm tale, să nu mai furăm panouri, să... Sunt lucruri care oamenii au răspuns și de inventarul respectiv. Azi nu am obiecte la niciun proiect și sunt de acord cu cele 11 proiecte, că nu l-am aprobat mai înainte. Mulțumim. Cine se mai scrie? Aș vrea să fac o precizare cu privire la acea problemă ridicată de domnul Pușcașu privind domeniul public și privat. Nu este o greșeală a OATI-ului că nu am făcut sau că recorectăm domeniul public. El va fi actualizat ori de câte ori este nevoie, ca urmare a investițiilor care au loc și care trebuie să introduce în domeniul public sau privat, în funcție de realizarea lor până la, după ce am preluat darea lor în primire, cu documentațiile cadastrale, cu valorile de inventar, rezultate în urma realizării investițiilor, domeniul public se actualizează. Și noi de fiecare dată facem referire la prima hotărâre care s-a luat la nivelul Comunei Corbasca de însușirea inventarului domeniului public. El atunci a fost însușit cu ceea ce avea la data respectivă. Anual vom face chestiunea. Tot au apărut. Apar și vor mai apare. Avem bazele sportive, avem alte bune. Mai sunt drumuri care sunt necesare. Drumurile care vor fi modernizate și va fi necesară reactualizarea lor. Dacă ați văzut în hotărârea de astăzi, la punctul 156 din monitorul oficial publicat în domeniu, am modificat ce? Valoarea. Dacă ați văzut acolo, da? Suprafața, grădinița. Aveam terenul introdus, da. Dar nu aveam obiectivul. Și atunci am introdus obiectivul grădiniță cu program normal, compus din două obiective, IACA și clădire, plus magazie, magazia de lemne. Nu. Cam așa stau lucrurile. Doamna Pușcășite, vă rog. Vreau să spun și eu că sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre, atât cât am putut să le trec prin timpul propriu, timp ce am întocmit procesul verbal. Să felicit inițiativele domnului primar și a echipei dumnealui și bineînțeles a tuturor celor care lucrează pentru a putea derula și demara toate aceste activități. Sunt niște lucruri care se văd din avion, că sunt benefice și bineînțeles că se simte creșterea bunăstării la nivel de comună.
că se dorește, eu știu, creșterea calității vieții în comunitatea noastră și crearea de noi condiții și condiții mult mai bune, cam pe toate palierele se văd îmbunătățiri. Bine, Cârcotar și mai găsesc ceva de comentat și așa. Cei de bună credință cred că apreciază tot efortul depus și nu-i puțin lucru, că în ultima perioadă s-a cam văzut multe lucruri bune și frumoase, zice, la bun sfârșit și încă multe altele care sunt în proces de desfășurare, de derulare. Numai că o parte dintre oameni nu-și doresc, observ, prin faptul că fac tot felul de acte din astea mai puțin ortodoxe, să le numim, să avem cumva, să aducem comuna la lumină, așa, și să putem să, nu știu, acordăm credit celor care doresc să fim la un anumit nivel. Tot caută tot felul de tertipuri să arunci cu noroi la nivel de conducerea comunei. Nu face bine ăla, nu așa, nu așa, că altfel am fi cu toții mai deschiși să contribuim la toate lucrurile astea, să ne-ar făcă un normal, spre civilizație, spre o educație, spre informare, spre multe lucruri care ar trebui să facă parte din comportamentul nostru și din modul nostru de funcționare. Apreciez mult faptul că domnul primar și echipa dumnealui și, bineînțeles, și Consiliul Local și cu noi toți avem în vedere multe proiecte și mai ales dumnealui inițiază pe toate palierile aceste proiecte și este aplicat și deschis spre problemele noastre a tuturor. Felicit pentru Marvila că acum sunt spre finalizare drumurile, acum lumea este mulțumită, mai ales să rezolvă și problema cu apa. Faptul că cei de acolo au stat cam toată vara fără apă, așa, și s-au descurcat cum au putut. Așa. Ulterior, probabil, și pe Scărișoara. Bineînțeles, și aici, pe Corbasca, dar numai că nu sunt la curent foarte bine cu problemele pe Corbasca. Cam asta am de spus. Nu am obiecții, doar cuvinte de laudă și mulțumiri. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Cine mai dorește? La diverse. Acolo, dacă toată asfaltul în centru, anelul trebuie ridicat tubul ăla, de casa de apă. Că o să rămână sub asfalt și nu o să mai puteți umblați. Care tubul unde la care? În fața la anelul, la magazin acolo. A, tubul de la cămin, cămin. Da, da, da. Dacă toată asfaltul, nu se mai puteți. Da, nu-i problemă. Curezogo. La magazin acolo. Da, la magazin acolo. În centru, la... În centru, lângă... vechea stație de autobuz. De autobuz. El va fi marcat și atunci o să venim să-l construim, da. Am mai trecut și aici, la Corbate. La Sărșoară, la magazin. Da. Iar cu denumirea străzilor am ajuns ghiocenilor din Ștefa cea Mare. Nu știu ce să spun. Alegerea a fost a cetățenilor, ziua care au aleat lista finală. Sunteți aproape de pădure. Mă gândesc că e unul final. Ștefan, da, Ștefan cel Mare era un nume greu pentru... Dar nu, Alexandru, am fost datorat să a fost un sacrificiu adus în țării pentru... Ștefan era tot din Brebene aici atunci. Păi da, din Flori. Păi și la chelar acum ce nume a ajuns? Sau nu mai are strada aia? Da, are cum nu știu exact. Acolo era ghiocenilor. Până astăzi tu lunii noiembrie trebuie să termină de pus numere și... Dar la Băceni încă nici nu termină. Sunt, sigur. Noi suntem doar vreo patru care lucrăm și... Timpul nu permite... Dacă nu ne-am vrea... Între altele apar și alte probleme, știi? Da. E important să arate bine strada și curat și asfaltat. Acum de mai contează mai puțin. Acum e o provocare pentru toată lumea. Avem strada asta, dacă se numește trandafirilor, ar trebui să arate trandafiri. Să arate trandafiri la toată lumea. Numai trandafiri în primăvară. Da. E ghioceilor la fel. Sperăm. La Vâlceile-s numai flori, numai răsărit, numai soare. Și Ștefa cea Mare. Și
se face mare acolo, vezi. O fi trebuie. Dar nu putea să pune, cred că de asta nu s-a pus la Marvila, nu putea să pune în două localități. Da, 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 mi-a început atunci domnul primar Alexandru Iancuz. Și da, parte la școală, Mihai Eminescu. Deci Ionel Cunaru s-a ocupat de Marvila. Strângeți-l de mine. Să nu frumos să procedați. Cel mai bun agent agricol din țară. Din Bacău cel puțin. Bacă, nu? Caldeirea din Vrancea. Altcineva, dacă dorești. Să conformați denumirii și vă apucați. Ai ghiocei, puneți ghiocei. Trandafiri, puneți trandafiri. Coare. Crin. Crin. Mai dorește cineva să scrie la cuvânt? Nu se gândea dacă considerați că mai gândesc oamenii... Precizări lui? Sunt. Domnul viceprimar, dacă... Nu am astăzi, doamnă. N-are obiecte, nici domnul are doamnă. N-am obiecte. Vedeți, dumneavoastră, 12 proiecte de hotărâri și au ridicat problema și au luat cuvântul 3 consilieri. Ce nu s-au lămurit? Au discutat în ședința de comisii și s-a rezolvat problema. Am consumat un tom de hârtie. Și o săptămână de lucru ca să întocmim o ordine de zi bine pus la punct. De la proiectele care sunt supuse, am zis, nu sunt comentarii, pentru că sunt lucruri care trebuie realizate. Dar nu ar trebui să spunem altceva. Absolut. Altceva decât scrie acolo... Toți e aceeași treabă, că suntem de acord cu... Să mai vină la o modificare. Deci eu la proiectul numărul cu tare. Domnule, modificăm așa, facem așa. Deci dacă acolo impozitul, creșterea impozitului, ce impozitul și taxelor cu 11%, dacă așa au fost inflația, noi cât spunem? Păi pune 5%. Nu, e reglementat de lege. Ați văzut referatul lui Paul, da? De cei 3 ani, cum sunt indicii de inflație anual mai mici, mai mari, în funcție de cum a fost inflația. Și se ia impozitul retroactiv din urmă sau? Și am făcut medii și să ia din ultimii 3 ani. Nu o să fie o creștere mare. Nu, nici așa. Da. 11%. Dar de lucru la oameni adică, acum, pentru că alții au plătit până de care își urmă. Adică, dar să întrebe dacă o plătim anticipat, în urmă. Da. Pe anii care cu 2, 3, cu 4. Da. Nu cred că sunt în urmă. Prinde sau încerc de anul ăsta? O să vedem că vine la cuvântul consilier. Când e aprobat. Eu așa am zis. Modul de calcul care o să globeze și acest lucru. De la anul o să fie 11%, dar pe anii anteriori o să fie cu sumile alea? Nu, pentru anul următor se va lua o altă hotărâre cu indicile de inflație aferent anului 2021. Deci, nu putem să luăm pentru plus, anul ăsta, nu s-a încheiat anul. Da? Deci pentru anul 2021 vom lua hotărâre în anul următor. Nu vom ști indicile de inflație pentru anul curent în care ne aflăm. Vom încasa diferența asta pentru anii 2020. Dacă se plătește anticipat pentru aia 3 ani din urmă, 18, 19, 20. Deci sumele alea trebuie să recuperate, sunt date ca se vor recalcula. Deci trebuie plătite și apară în 2022. Deci se vor recalcula individual pe cei 3 ani, cum ați văzut procentul 11%, funcție de asta se recalculează la fiecare poziție de rol. Și cât va rezulta, atât va... Cei de la Camera de Conturi verifică dacă bugetul local lezat de această neîncasare este reîntrecit în urma calculului făcut. Este ilegal să... Dar este legal, sigur că o să... Ilegal este că nu am procedat să mă ajutăm la data respectivă. Ai treaba primăriei. Ai treaba primăriei, sigur. Cei care fac... generarea bugetului ar trebui să aibă în vedere toate capitolele legii și să nu scape nimic mai mult decât... Au fost an electoral? Nu, că am fost zoliți cu chestia asta, când mi s-o tras, am mărit și am făcut și am tres și uite că acum se demonstrează prin documente cum s-a făcut așa, cu toate că era obligația oricui ar fi fost să majoreze la data respectivă taxele și impozitele cu indicele din plăți. Nu poți să treci peste lege, nimeni nu poate trece peste lege. Dacă ați văzut ce prejudiciu este creat pentru cei 3 ani de zile, 2 miliarde și ceva neîncasați. Deci la proiectul de hotărâre 93,
A fost anexat, lăsați că vreau să vă fac o precizare. A fost anexat raportul de audit financiar din data de 14 octombrie. Aici am pus doar secțiunea cu privire la actualizarea domeniului public. Da. În hotărârea cu 92 are la bază același raport de audit care la punctul 8, dacă ați văzut în proiectul de hotărâre, în proiectul de hotărâre spune aici, ținând cont de punctul numărul 8 din raportul de audit financiar, numărul din data de a Camerei de Conturi, n-am făcut-o după capul nostru, am făcut-o după niște analize și niște verificări conform codului fiscal, da? Unde spune, la articolul 400, că am și spus aici în proiectul de hotărâre, la articolul 400, vă și spun din nou, și 81 parmise, din codul fiscal, unde obligă unitățile administrative teritoriale anual să majoreze impozitele și taxele locale conform indicelui treaba inflației. Treaba trebuie să ocupi contabilitatea. A, nu asta v-a spus domnul primar anterior, că a fost o scăpare la compartimentul. Primarul este vinovat, nu urmărește și... Vinovat este compartimentul care nu a venit în fața primarului ca ordonator principal de credite să prezinte un raport privind indexarea impozitelor conform indicelui de inflație. Și asta vom face și la anul următor. Vom ține cont de acum să nu mai intrăm în chestiunea asta, că codul fiscal ne obligă să facem asta, iar Consiliul Local îi dă dreptul de a majora impozitele și taxele locale conform acelui cod fiscal, funcție de inflația. Nu, inflația este obligatorie, iar majorarea impozitelor se face de către Consiliul Local în funcție de necesitățile bugetului local, având în vedere proiectele aflate în derulare care necesită sume mari de bani și dacă se consideră că vom avea nevoie de majorare, atunci putem. Noi am majorat prin 2017 sau 2018 impozitele atunci, dar de atunci n-am mai indexat. Le-am majorat cu o sumă, cu o cifră și n-am mai indexat anual. Cam asta ar fi problema. Mie îmi pare rău că chestiunea asta generează discuții și discuțiile astea apar sigur în momente în care n-ar trebui să se vorbească despre lucrurile astea, pentru că în fond ce facem noi cu taxele și impozitele locale? Dacă vă duceți în structura bugetului, o să puteți observa că este o analiză făcută de cei de la audit, din care putem înțelege că, de fapt, în urma încasărilor la bugetul local, noi nu putem să acoperim nici a mie parte din nevoia de cheltuiele a OAT-ului. Și, eu știu, zic ca un bun gestionar ce suntem, n-am dat dovadă niciodată că ne batem joc de banii oamenilor care sunt constituiți de taxe și impozite locale. Și s-au întors tot către oameni, prin alocări, către curte, prin, eu știu, investiții pe care le derulăm de-a lungul timpului funcție de nevoie de comunității și asta facem în fiecare zi. Asta este administrația, trebuie să știi să gospodărești resursa financiară, să vii să acoperi cerința comunitară și atunci nu stai decât să fii vigilant la tot ce apare ca și oportunitate pentru noi. Nu poți să vii să dormi, să n-ai niciun proiect în 4 ani de zile, spui că ai performanță în administrație. Atunci, știți cum e? E simplu că am un salariu care poate e motivant pentru cine înțelege, dar trebuie să stai toată ziua cu urechile și ochii căscați ca să nu scapi din mână orice s-ar plia pe interesele și nevoile noastre, nu? De asta suntem aici și lumea trebuie să înțeleagă că nu este nici ușor, nici greu, dar trebuie să ne facem treaba că nu putem să stăm numai să discutăm, să ne dăm cu părerea, este simplu, să venim să ne asumăm, e puțină lume, vedeți că din ce în ce mai puțină, din păcate. Aș dori să vă mai rog să vă implicați un pic în medializarea situației actuale pe care o parcurgem cu toții și mă refer aici la situația medicală la nivel local. Avem un grad
are incidențe cu îmbolnăviri scăzut, pentru că, din punctul meu de vedere, el nu reflectă realitatea. Noi ne raportăm la un număr de 5.000 și ceva de persoane care sunt statistic prezente prin Corbasca. La ora asta, nu știu dacă suntem 2.000 și ceva, și dacă am venit cu indicele de îmbolnăvire la 2.000 și ceva, ar fi mult mai mare decât 1, nu știu cât de acum. Și de asta oamenii trebuie să înțeleagă că e o realitate pe care o trăim cu toții și atât de adevărată încât nici nu poți să te îndoiești vreo secundă de lucrul ăsta. Există boala asta, chiar dacă sunt 1.000.000 de oameni care vin cu o contraofertă și ne povestesc că o să ne crească solzi și eu știu ce se mai întâmplă cu noi dacă ne vaccinăm. Crește nasul. Doctorii și cea mai multă parte a planetei ne demonstrează că din păcate, cei care mor sunt în cea mai mare parte nevaccinați. Și nu știu, eu m-aș duce și eu la remarca pe care a făcut-o cineva într-o seară. Domnule, nu cred că e nebun nimeni, un conducător, să-și vaccineze poporul spre a-l decima. Toată lumea vrea ce-i mai bine pentru poporul lui. Asta facem și noi și vă rugăm să îndemnați pe oameni. Au făcut-o prin toate mijloacele pe care am avut și o fac și prin dumneavoastră, ca, eu știu, vector de comunicare cu populația, să merge să le recomandați să se ducă, mai ales pentru cei bolnavi, vârstnici, e esențial. Avem avantajul cu domnul doctor aici la noi. Ne vaccinăm și v-am spus și pe postarea pe care am făcut-o când m-am vaccinat eu. Nu te ferește de boală, dar ai ocazia să faci o formă mai ușoară. Să poți trece peste nenorocirea asta de boală. Și atunci, Doamne ajută, poate scăpăm, că nu este ușor pentru nimeni. Vedeți că nu au început să moară oameni bolnavi de COVID. Nici asta nu ne face să fim convinși că boala are efectele pe care le are. Mă uitam de ună zi la Suceava, niște băieți de etnie romă, n-au avut încredere, cum sunt mulți din păcate astăzi, că omul e bolnav și a murit din cauza COVID-ului, l-au luat acasă cu capacul sigilat, au procedat la desigilarea capacului, l-au scos, l-au spălat, și au murit ca muștele după aia. Deci unul a plecat, unul din ei, la 31 de ani, a plecat după ce l-a îngropat frațul în Germania și a murit pe drum. N-am mai putut să-i dea nici mama lui Dumnezeu vreun ajutor, a murit pe drum băiat de 31 de ani. Că nu pot să... Așa a fost cu tanti Maria, Dumnezeu să o ierte. Mă gândesc dacă e suspectă de COVID, am să o rechez pe doamna Lăgrămeara, care avea obligația. Avea obligația să o trimită la spital, să cheme salvarea, să o ducă acolo, să fie testată, să fie verificată, să știm cu toții ce are. Când vezi că are saturații 4/5, oxigen în sânge, la ce te mai stai să mai plângi lângă ea? Sau îi dai omului de ales, omul în perioada aia poate nu înțelege ce cu el. Două la spital, că nu cere nimeni bani cu salvarea, să verifică ce are, dacă e de spitalul internează, dacă nu, să vedem ce putem. Sigur că da, sunt protocoale care trebuie respectate și din cauza asta săraca, suspectă fiind, astăzi este îngropată după protocol, regula 1, care înseamnă fără mers în biserică și îngropată la cimitir direct, regula 2, în cazul refuzului de către familie, de a se supune regulilor ăstora, era să vină medicina legală să ridice cadavrul, să-l ducă să-i facă analize la Canta Cozino la București, veneau după 3 zile, timp în care tu stăteai și îți creștea păr prin căciune. Deci e un lucru foarte serios, sunt lucruri care sunt rigide, dar trebuie respectate. Toate femeile astea, o să rog pe doamna să duc acum să ia legătura, să vadă cine a fost acolo, cine a intrat contact, îi notificăm la DSP ca să fie carantinați, că nu puteți să-i lăsăm să umbleți lobos, cum îi țăndări când e bun și beat. Umblă și-o pupat-o pe babă și-o spalat-o și ce-o făcut el acolo, se duce la bufet și bea cafea cu lumea. Și tu ești, păi cum adică? Și ăla bolnăvește 100 într-o zi. Le scui pe noi și nu poartă nici mască, el n-are nicio treabă. Și sunt destule cazuri, din păcate. De asta vă rog, pe cine puteți prinde și discuta cu el, recomandațiile, nu e nimeni obligat sau forțat ca să... să vaccineze. Dar recomandarea este să meargă către vaccin, pentru că este singura soluție astăzi prin care se pot proteja și putem și noi să avem liniște, să nu împățim cine știe ce mai rău decât este acum. Îmbucurător este că vedem că ritmul vaccinărilor a crescut. Am fost și eu la Bacău și am văzut cozi și lucrul ăsta m-a bucurat. Înseamnă că lumea începe să înțeleagă
Și nici nu-i greu de înțeles când vezi cei la secții la ADI, când vezi cei la primiri urgențe, nu mai e nimic. Costel stratulat, când s-a dus după maica, într-o oră și ceva, am văzut 5 saci scoși din secția ADI, duși la morgă. Nu mai sunt locuri în morgi. Am zis, vin bisericile, pun la dispoziție capelele, ca să poată fi depozitate. E o situație de coșmar, e o situație de război, practic. Noi nu vrem să înțelegem nici la 12 la ceas că nu există soluție fără vaccin. Știu că în mediul rural și că... Nu, eu am fost... Ieri am văzut punctul de vedere a preotului Ailene, pe care îl felicit public. Dom'le, nu trebuie să credeți în mine. Eu nu sunt specialist, eu nu sunt doctor. Credeți în medici. Medicii vă vindecă de... Eu vă vindec spiritual, e altă poveste aici, dar nu discutăm... Ar trebui toată lumea să fie deschisă și să dea drumul odată mesajul ăsta, că tot vin cu nuanțări. Toți, domnule, că eu nu mă vaccinez, dar vă îndemn să o faceți. Păi, dar de ce nu te vaccinez? Că mie ridici suspiciuni. De ce, matare, nu te vaccinez? Eu cred în mata. Când te văd pe mata popă, care îmi predice în fiecare zi, sigur, eu am luat-o pe lăcrămeara și am ghiuit, dar zis, te trimit la casă ca pe ultimul cățel. Păi nu, că nu mă vaccinez, că eu am făcut-o. Dar ai făcut, vină cu documente medicale să-mi arăt. Păi dacă tu te duci și mediatizezi lucrul ăsta, cum îl convingi pe ăla să se vaccinezi dacă tu nu te vaccinezi? Ce-i spui lui ăla? Păi, stați un pic, discutăm despre două lucruri care nu se pupă și atunci... Dă exemplu tu că te-ai vaccinat și să vezi toată lumea, să înțeleagă. Băi, asta este soluția, nu putem să ne jucăm. Nu, dar acum să discutăm Senat, astăzi se votează legea certificatului verde, care trebuie prezentat la locul de muncă. Da. Probabil că în viitoarea lună va trece și în Parlament, la Camera Deputaților și după aceea nu mai te duci la treabă decât pe baza certificatului verde. Sunt măsuri excepționale care trebuie să înțelegi în cheia în care se petrec. Vedeți că dacă asta e situația astăzi, ce Dumnezeu să faci? Vedeți că mie îmi cade bine să vă văd pe Cristi, că se supără pe mine, că... dar nu te oblig eu să te vaccinezi, sunt legi pe care le poți citi. Dacă vrei, le înțelegi, dacă nu vrei, nu le înțelegi. Scrie acolo clar, nu te-ai vaccinat, n-ai venit cu ăla, te duci acasă 30 de zile. Te gândești dacă te vaccinezi sau nu. Îți dă 30 de zile, na, ce să-ți fac are eu? Timp de gândire, până pe ce? Eu dacă te primesc de vaccinat la locul de muncă, amenziile sunt de la nu știu câte sute de mii, la 500 de mii, poate. Da, e... 100 de un milion. E... Nu care să faci test... Da. De câteva ori pe săptămână și să-l plătești și nu o să-ți convină să plătești testul. Iar dacă nu faci nici testul, se suspendă contractul de muncă până când nu trebuie politizată chestia asta, că nu are nicio culoare virusul ăsta, să știți. Nu, asta este. Nu-l vopsește nimeni. Din păcate, el este nenorocit și își face treaba nenorocită din plin. Vedeți că apar tot felul de mutații care transformă virusul de nu mai poți... Am înțeles că la Dedeman nu mai poți intra decât pe bază de certificat. Da. Da. Probabil că și la... Și la bănci, și la... Asta de construcții, toate da, sunt în așa. La medie, da, da. Numai la cele cu da. Alimentare da, da, mai da. Dă voie să intri fără certificat verde. Da, probabil că... Dar vedem cu toții pe un lună, se poate trăi și cu vaccin. Adică, mă uitam la niște filmulețe din Scoția, dom'le, acolo toată lumea, baburi, frumos, dar nicio treabă. Sunt vaccinați oameni, au libertate și nu registrează un bolnavit de ordinul zecilor de mii. Da. Și am întrebat dacă la Bălce mai este la Vistici. La cine au venit? Tipul, nu e pe real. Dar după 15 zile, ce-i făcut-o acolo? Ne-a văzut zi. Ne-a luat vaccinat. După 15 zile, mă rog. Din ce înțeleg la domnul doctor, Scărișoara și Marvila sunt pline de cazuri pozitive. Da. Păi vă găsit, nu e, luni, unul la geam. Da. Și oamenii sunt, eu nu aș vrea să Frozetă, nu? Nu știu cine era până la Brăzete. Da, dar era vaccinată la, și totuși pozitiv. Acum e transmitere comunitară, nu mai știi cine are, cui dă, cine încasează da. Și... De asta zic că... Că nu s-a testat la noi. Cât s-au testat? Păi puțin. Păi, de unde să știi cine și cum? Păi. Și mai ales pe ideal acolo, trebuie neapărat adus de la DSP, trebuie obligatoriu. Acum o trimit imediat. I-o scăldat-o, i-o pus-o, păi. Da. Fără să fii conștient, păi frate, păi, dar...
E groaznic. Și mie îmi pare rău că trebuie să intervin într-o situație de asta, că am luat legătura cu doctorul, cu poliția, cu preotul, cu toți factorii care sunt implicați în treaba asta. Am blocat imediat capacul să scriu, protocolul trebuie respectat, familia a înțeles, asta e situația. Îmi pare rău, sincer, că mă doare sufletul pentru un câine care moare, dar pentru un om, că îl duci ca pe un câine la groapă, știi? Asta este realitatea pe care o trăim astăzi. E păcat că se întâmplă lucrurile astea, dar avem timp să-i facem deasupra, că nu-i mare dragoste că te duci și urli după mort. Păi, după ce moare toate pomenirile și ai să vezi că te mulțumești tu pe tine în sus, ca să nu... Te-a pus să faci spectacol, a vrut să-l linși pe voi că a murit. A murit Dumnezeu să-l ierte, dar a vrut Dumnezeu să-i dea zile și toată lumea poate să o pățească mâine sau astăzi sau când... Dar spectacolul ăsta a nostru, noi suntem pupători aia de ciolane, știi, ne recunoaște tot universul. Punem mâna și ne mai ferim de lucrurile astea, că ne mănâncă carcalacul, ne face pachet și ne duce pe toți la părintele. O să ne ducem ca ierușei. Mie nu pare rău când am văzut cum a murit Nea Ionel Mierăuță, om gospodar din sat, și stătea lumea la 50 de metri de groapă, că le era frică, era primul caz de COVID. Declarat, că nu știai dacă e confirmat sau nu. Și atunci, na, ce sunt, oameni care am trăit atât timp și ne cunoaștem de când ne știm de aici, să nu putem să ne plângem morții și să... Asta e situația, o să-i plângem deasupra gropii, că acolo ai garanția că nu te mai infectezi. Așa cum să nu se dezgroapă mortul la 7 ani, ca devenim mod acum, așa îl plângi peste groapă, că n-ai ce să faci. Dar noi și mai dezgroapă. Să mai dezgroapă, așa e. Voi sunteți mai mamoși. Dar pe asta cu COVID n-ai voie nici să o dezgroapi, să știi. Nu, ăsta bădăuțe care a murit, i-a făcut mort testul ăla de COVID. Că a vrut băieții, ca să nu-l bagi la COVID. Și, de adevăr, a ieșit pozitiv. Păi, și cum, dar dacă omul... Da, și groape, ca lumea. Da, astea-s chestii pe care îți dai seama. Că, băi, trebuie să-l înțelegi, că n-ai cum să nu... Nu, și dacă nu reușim să se conștientizăm, să ajutăm și noi, și toți factorii care pot fi implicați, de la preot, doctor, noi, ca și Consiliul Local, profesorii, copiii, cu... Mai e și media care toată ziua asta... Sunt o grămadă ăștia la Băcioi care nu-i vaccina niciunul. Da, și nu se vaccinează. Da, cum, și stai și cu masca sub barbă și... Da. Și chiar dacă vine și sunt în carantină, tot pe drum stă domnul Pușcaș. E foarte greu. Păi, dar e foarte greu să-i urmărești, pentru că dacă ar trebui să ai oameni mulți, ca să acopere așa perimetru, ar trebui să ai oameni mulți care să te ajute să verifici. Să ai jandar, poliție. A fost în situația de în starea de urgență, noi ne-am făcut treaba foarte bine și i-am ținut în casă ca pe... Dar n-ai cum să acum, uite, nu mai e stare de urgență, oamenii nu mai simt restricțiile de duritatea celor din stare de urgență, ai libertatea să te mai plimbi, mai păcălești, mai... Da, există riscul să ne ducem în... Pe râpă. Pe partea cealaltă. Da, ferească Dumnezeu. Hai să punem la... Bun, nu știu cum s-a dus la secretar, să fim gălbeniți și l-am văzut că... Să punem la vot, proiectul de hotărâre. Păi, dar eu nu am făcut vaccinul. Păi trebuie să fie, nu se consemne. Dar nimic, o să consemneze. Da? Consemnează, bine. Supun despre aprobare. Toate proiectul, da? Toate dată? Nu. Nu? Nu, nu, separat. Păi el le scrie așa. Păi el le scrie separat. Lasă, da. Deci dispunem pe toate? Da. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre discutate astăzi? Putem discuți? Proiectul numărul 84, privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Sunteți de acord? Da. Mulțumim. Proiectul de hotărâre numărul 85, privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comune Corbasca pentru ședința adunării generale a acționarilor și a societății comerciale Compania Regională de Apă Batou S.A. Sunteți de acord? Da. Mulțumim. Proiectul de hotărâre numărul 86, privind aprobarea unui număr de 125 de echipamente de colectare cu bele pentru extinderea capacității de colectare a deșeurilor comunale și formularul contractului de asociere. Sunteți de acord? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 87, privind aprobarea modificării anexei
regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556 din 2006, din 29-11-2010. Sunteți de acord? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 88, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbasca pentru anul 2021. Sunteți de acord? Mulțumim. 89. Proiect de hotărâre numărul 89 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și sau de reprezentare juridică. Sunteți de acord? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 90 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții înființare sistem de canalizare în Comuna Corbasca, județul Bacău. Sunteți de acord? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 92 privind aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale cu valoarea indicelor de inflație aferent anul 2018, 2019 și 2020. Dacă e 91, de acord? Cum? E 91, hai să zic. Cum să sape 91? Dragi de pătrâni. Numărul 93. Tot cu, da, cu podul și podeții. Da. Proiect de hotărâre numărul 93 privind modificarea hotărârii Consiliului Local din 25. Număr 25 din 17-11-1999 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Corbasca. Sunt de acord? Da. Mulțumim. Și proiect de hotărâre numărul 94 privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și asigurării de la bugetul local al cheltuielilor pentru realizarea obiectului de investiții sistem de supraveghere video Comuna Corbasca de Bacău. Sunt de acord? Mulțumim. Mulțumim frumos pentru participare. Vă așteptăm să vă întâlnim la ședința următoare.